Vă mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Minciuna este mama înșelăciunii. Suntem în febra examenelor de evaluare, urmează bacalaureatul și discuțiile se îndreaptă invariabil spre rata de promovare ca indicator de succes. Se pare că în învățământul preuniversitar românesc, modalitatea principală de evaluare și clasificare a școlilor este cea legată de procentul de promovabilitate. În aceste condiții, toată lumea încearcă să-și îmbunătățească cum poate ratele de promovabilitate. Când aceasta nu se poate face prin actul didactic propriu-zis, se încearcă tot felul de artificii, cum ar fi calcularea promovabilității raportat la numărul elevilor înscriși la examen și nu la numărul total al absolvenților. De asemenea, pentru a crește promovabilitatea, se practică înscrierea la examene doar a elevilor cu șanse sigure, privându-i, forțat uneori, pe ceilalți de dreptul de participare. Acest artificiu este cunoscut în presă ca fenomenul Brăila, purtând numele județului în care a fost descoperit. Aici, în anul școlar 2016-2017, nota medie la evaluarea națională a fost de 7,29, a doua pe țară, dar ponderea elevilor de clasa 8-a, care nu au susținut evaluarea națională, a fost de 36,5%, prima din țară. În cazul examenului de bacalaureat, adesea procentul se calculează raportat la elevii care au participat la toate probele, fiind excluși din calcul cei care au abandonat după primele probe. Astfel, procentul final este unul mincinos, menit doar să umfle statistic rata de promovare. Acestea sunt încercări nereușite de a cosmetiza situația reală a învățământului preuniversitar, iar aplicarea lor este cu atât mai gravă cu cât este realizată de cele mai multe ori de persoane ce dețin funcții de conducere în învățământ. Sper ca inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației să nu aibă cunoștință despre aceste practici, pentru că ar fi inadmisibil ca ele să fie tolerate. Ce se întâmplă cu copiii eliminați din evaluarea națională? Sunt ei consiliați pentru a-și putea continua într-un fel educația? Sunt ajutați în a găsi alternative pentru a învăța o meserie? Din păcate, răspunsul este categoric nu, iar ei abandonează școala mult prea devreme. Mai atrag atenția asupra altor artificii cu scopul de a avea un buget cât mai mare la nivelul școlilor. Profitând de garantarea dreptului la educație, se raportează un număr de elevi înscriși, dar care nu corespunde cu numărul elevilor școlarizați efectiv, pentru a înmulți costul standard per elev cu un număr mai mare și astfel a crește bugetul școlii. Ar fi mai bine dacă s-ar cheltui acei bani pentru a atrage elevii la școală, pentru a preveni și diminua abandonul școlar. Nu este normal să se plătească costul standard pentru niște elevi care efectiv nu beneficiază de actul educațional pentru care se acordă sumele. Dacă vom evita în continuare să luăm măsurile ce se impun în educație, astfel încât să imprimăm un traseu corect și coerent, nu vom face altceva decât să ne mințim singuri, să cosmetizăm realitățile și, practic, să nu facem nimic bun pentru generațiile ce vor urma. Pe această cale îi cer ministrului Popa să ceară inspectoratelor școlare județene din toată țara raportarea corectă la numărul total al absolvenților, atât la examenul de evaluare națională cât și la bacalaureat, pentru că, având oglinda realității, să ia măsurile care se impun pentru îmbunătățirea situației. Florica Cherecheș, deputat PNL de Bihor.